Bun găsit, prieteni, sunteți la De ce se întâmplă la Ieriu, sunt Dan Ciucuiu. Discutăm emisiunea de astăzi despre munții noștri frumoși, munții noștri cărunți, cu cărările lor care ne poartă pe noi în această lume de vis, când ne îndurăm să urcăm pe ei, când ne facem timp. Alții din alte părți parcă vin mai des decât noi care avem aici, știm că îi avem și parcă nu îi străbatem așa cum ar merita, pentru a lua o porție de aer curat și a ne desprinde de tot ce e rău și ce ne apasă în lumea înconjurătoare. Nu mai lungesc povestea, vom discuta despre cărări de munte marcate în teren și indicate pe hartă într-un ghid apărut recent, care va avea mâine lansarea, ghid al cărui autor se află lângă mine. Bine ați venit, doamna profesoră Camelia Bertea. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am găsit. Ghidul despre care vă vorbeam este acesta, este în fața mea, niște condiții grafice excelente, poate rivaliza cu orice ghid realizat cu fonduri, știu eu, guvernamentale, foarte, foarte frumos. Despre el vom discuta în cele ce urmează și am să întreb pe autoare, care semnează numele unui colectiv. Categoric, nu sunt singura. După ce am să vă întreb despre ideea realizării acestuia, ne veți spune și cine v-a ajutat, nu? Normal. Cum v-a venit ideea? Dacă aveți știință de data când a apărut ultimul ghid, probabil. Știință despre apariția ultimului ghid în zona noastră, din nefericire, nu avem. Sunt convins că dinainte de urmă, Da, probabil. N-am căutat atât de adânc în istorie. Cert este că această idee de realizare a acestui ghid, care implică zona orașului Victoria, cât și împrejurimile, a avut mai multe motivații, aș putea spune. Una dintre motivațiile de bază este aceea că eu, ca și formare profesională, sunt geograf. Am studii universitare în geografie, ulterior post-universitar în geografia turismului. Așa că, evident, asta a fost una dintre motivațiile de bază. O altă motivație de care am ținut cont a fost faptul că acest ghid a apărut ca o necesitate de a avea un suport efectiv, informativ, aplicativ, care să poată fi folosit ca o exemplificare practică a ceea ce facem noi la Clubul Copilor și a ceea ce există în zonă, mai ales că Cercul de Ecoturism oferă o paletă foarte largă copiilor din țară la numeroase concursuri, iar aceștia de câte ori soseau la noi și aveam trasee aplicative prin zonă, mereu ne solicitau un astfel de ghid, atât profesorii cât și ei, și am considerat oportun acest lucru. Pe lângă motivațiile profesionale și cele legate de Clubul Copilor, am constatat și am observat că suntem într-o tendință crescândă de a călători, că oamenii încep să călătorească din ce în ce mai mult, mai des, că ușor, ușor posibilitățile financiare ale românilor au început să crească și atunci am încercat să ne adresăm și unui target, respectiv de călător la munte. Călător la munte pentru că acest ghid nu oferă doar o paletă turistică a împrejurimilor și a orașului Victoria, ci noi ne-am întins pe o arie mai mare, un fel de cerc concentric pe o rază de 30 de kilometri, am dus către nord, sud, est, vest, astfel încât am cuprins toate obiectivele naturale și turistice care există în acest perimetru, bineînțeles inclusând traseele montane. Corect. Deci o necesitate pe care ați constatat-o chiar dumneavoastră și dacă noi cei de aici nu facem asemenea ghiduri, cine să le facă? Să vină cineva de la București să le facă? E clar că cineva de aici care cunoaște lucrurile foarte mai bine. Am uitat în deschiderea emisiunii să menționez calitatea doamnei profesoare și de director al Clubului Copiilor din Victoria, despre care vom vorbi în partea a doua emisiunii, dar sunt convins că vom vorbi și acum când am să vă întreb cine v-a sprijinit în realizarea acestui ghid. Bine, scrie de pe prima pagină. Unul dintre ajutoare este legenda via salvamodismului Făgăleșan și nu numai domnul Thomas Bros. Vă rog să detaliați aici. În primul rând, copiii. Eu aș vrea să scot în evidență foarte mult copiii,
pentru că sunt copii de la cercul coordonat de mine. În acest caz vorbim de grupa avansați, pentru că la noi în cluburi există grupe de începător, avansat și performanță. Sunt copii cu tradiție, într-adevăr, da. Care vechime. Sunt copii cu care lucrez de 2 ani de zile. Sunt copii deosebiți, care au făcut o muncă de teren extraordinară, începând de la documentare, pentru că a fost nevoie de o muncă de documentare. S-au dus ei pe teren efectiv? Da, deci au fost pe teren efectiv. Au fost la preoții din localitățile respective pe care le avem în ghid, au discutat despre istoricul monumentelor, despre istoricul bisericilor. De asemenea, ghidul, ca o noutate, cuprinde și o mare parte din pensiunile care există în zonă și restaurante. De asemenea, au discutat cu proprietarii unora dintre pensiuni, dacă avem acceptul pentru a-i populariza și pentru a se regăsi în ghidul nostru. A fost o întreagă muncă pe care au dus-o la bun sfârșit, pe care i-am coordonat evident din umbră pentru a da o oarecare formă. Iar la partea de trasee turistice am considerat necesar să abordăm și acest punct, pentru că în ultima vreme, din vari motive, începând de la defrișările masive, aici e o poveste lungă. Da, de când ne uităm de jos se vede, da, e trist. Atunci traseele au suferit modificări. Plus știu din inundație de anii precedenți, când au venit șuvoaiele acelea mari, efectiv au tăiat anumite căi de acces. Da. Exact. Și atunci, ținând cont de aceste interperii și ale vremii și de defrișări și de celelalte motive, unele trasee au dispărut, unele trasee au fost configurate, deci putem spune că suportul cartografic a suferit în mare parte modificări și în consecință, cu sprijinul a doi salvamontiști, așa cum spunea și dumneavoastră, doi oameni deosebiți, legenda vie domnul Thomas Bros, la care aș vrea să-l adaug și pe Radu Bunea, care este șeful salvamontului de la Victoria actualmente, un om deosebit și care au colaborat extraordinar. Am reușit să refacem acest suport cartografic, care la un moment dat și probabil că se mai găsește și în baza salvamontului, dar la ora actuală el este reactualizat. Ce am dorit în mod special? Am dorit ca acest ghid să nu fie numai în limba română. Și în așa consecință, el este bilingv, astfel încât l-am tradus și în limba engleză. Da, pentru că noi așa unele altele le mai știm bine cu trasele, dar cine vine din afară, că sunt din ce în ce mai mulți, pot avea acces la acest lucru. Ei, acum, pentru cine scrie o carte, un obstacol pentru mulți destul de mare este cum să adun fondurile ca să reușesc să tipăresc respectiva carte. Despre al doilea obstacol discutăm puțin mai târziu. E clar că și aici ați avut nevoie de ajutor. E clar. Acum, dincolo de faptul că rostim niște nume de firme sau așa, le rostim pentru că v-au ajutat la această realizare de excepție și cred că e momentul să le menționați dacă vreți. Sigur că acum, carte e mult spus. Eu îl consider un ghid, o culegere de informații, de informații din zonă, cum am spus înainte, o muncă de documentare în care am adunat toate datele, le-am centralizat. Îl considerăm un ghid incipient pe care dorim să-l profesionalizăm în timp. Deja începem să ne bucurăm de o colaborare numeroasă, am primit chiar și o ofertă de a include trasele de cicloturism în acest ghid, care vrem să-l perfecționăm, cu trasele ediții, din Victoria. Ediții revăzute și adăugite, exact, cum ar veni. Așa ne propunem, aceste ediții să fie de la lună la lună din ce mai bune și mai performante. Iar pentru asta noi ne-am propus ca la lansarea noastră acestui ghid, primele 150 de exemplare să fie distribuite gratuit. Am dorit ca și în continuare să se întâmple în permanență acest lucru, dar asta depinde de sponsori. Primele 150 de exemplare pe care le-am scos cu ajutorul unor sponsori. Aici aș nu cumva să uitați pe cineva de aia, dar sunt oameni dragi, oameni de suflet, care au ajutat întotdeauna și au sărit în sprijinul Victoriei și în sprijinul copilor, ori de câte ori a fost
fost necesar. Am beneficiat în permanență de sprijinul societății comerciale Purolight, cea care ne-a plătit o parte din ghid. Noi de altfel avem și numeroase proiecte la ei finanțate prin laboratorul de fapte bune. N-aș vrea să uit sub nicio formă un alt sponsor de bază al nostru, care absolut în toate dotările și în toate proiectele pe care le-am avut ne-a sponsorizat. Este vorba de Societatea Comercială Neagoie Fluoropolimer, reprezentată de domnul Neagoie, un domn deosebit care întotdeauna a răspuns pozitiv la apelurile noastre. Și mă bucur foarte mult că dumneavoastră ați răudat designul și ceea ce vedeți la fotografie. Aici am lucrat foarte bine cu o echipă, cu Robert și Adelina, care reprezintă Crystal Eye, care se află în Victoria, deși foarte puțin știu acest lucru. Ei s-au ocupat și de grafica acestui ghid și de asamblarea lui, ca să-i spunem așa, în forma actuală care este, iar o parte dintre fotografii, nu toate, unele le avem de la pensiuni pentru că așa au dorit proprietarii să rămână în forma lor, cum o au pe site-urile lor, le avem realizate de firma Artografica, care a fost reprezentată prin Ștefănel Dragomir. Un proiect mai amplu pe care doresc să-l pună în realizare cei de la Crystal Eye împreună cu Discover Transilvania este un proiect în care acest ghid și cu tot ceea ce vor face ei, pentru că ei sunt specialiști, noi suntem novici în așa ceva, să fie o platformă în mediul online în care să existe informații cu tot ceea ce ține de această zonă. Da, așa e. Din ce în ce mai vizitat, din ce în ce mai celebră la nivel mondial, că chiar mi-aduceam aminte, dinainte de 89 erau repele pentru turiști sărini, erau litoralul, Delta Dunării, mănăstirile din Bucovina, da, și cam atât. E, Transilvania și mănăstirile și bisericile fortificate Săsești, și nu numai ele, au ajuns foarte cunoscute în lume, nu mai zic cetatea Făgărașului și munții, și trebuie integrat într-adevăr într-un sistem în ceva mai larg, în așa fel încât omul când trece Carpații să știe cam unde ce ar putea vedea, că are de văzut acest dărâm de rai care chiar este frumos. Și aici vin în ajutorul omului care ar vrea să cunoască, dar nu știe asemenea lucruri. Mi-ați spus că este un prim pas. Unde, în afară de trasee de cicloturism, ce ați mai avea în vedere să mai includeți în acest ghid pe care îl vreți mai crescut? Așa, ca un proiect de viitor. Ca un proiect de viitor sunt anumite lucruri de care nici noi nu am știut. Probabil asta și din vina celor care dețin anumite, să spun eu, anumite, nici nu știu cum să le formulez, un anumit potențial, ca să-i spun așa, antropic, extraordinar, pe care nu știu să-l valorifice. Și aici v-aș da un exemplu foarte concret. Am descoperit la Ucea de Sus că există cea mai veche moară de apă funcțională din țara Făgărașului, care se află în curtea unui localnic, care extraordinară, foarte bine conservată și care pe viitor poate atrage o parte nu din turiști. Nu le știm noi de aici, da. Dar uite alții. Da, exact, dar nu le-am găsit pe nicăieri și făcând această muncă de teren cu copiii la documentare, am găsit și aceste lucruri, cum de altfel am găsit și foarte multe, pe care la edițiile următoare am dorit și ca aceste lucruri să apară, pentru că ele reprezintă o parte din trecutul nostru și fără istorie nu existăm. Absolut, și obligatoriu le-aș include. Mai sunt de asemenea o grămadă de activități culturale care au loc în zonă, o grămadă de serbări, o grămadă de proiecte care sunt perpetuate an de an și care se regăsesc în calendarul localității învecinate și care nu se regăsesc deocamdată în ghidul nostru. Dorim ca și acest lucru să se întâmple, poate turistul care se află în zonă are automat și o căutare. Dorim și, cum am spus, și dezvoltarea acestei platforme, pentru că suntem în era tehnologiei și acum absolut o accesare de pe telefon este pur și simplu necesară. Aceste hărți, aceste ghiduri pot fi accesate cumva și de pe internet și vizualizate cumva, sau este un lucru pe care faceți în continuare? Momentan nu, dar așa, sperăm ca acest lucru să fie posibil cât de curând. Noi ne oferim și acest ghid Primăriei Orașului Victoria, gratuit, este munca
copiilor din oraș, dacă poate fi folosit cu tot dragul. Mai ales că în Victoria există foarte mulți profesioniști în acest domeniu, pe lângă cei de la Salvamont sunt și alți oameni de bine care pot oferi informații. După cum v-am spus, este un început care poate fi continuat foarte frumos, depinde doar de noi. Absolut, absolut. Și ca să încheiem pentru moment discuția despre ghid, o vom face și la final de emisiune, să reamintim când va avea loc lansarea în orașul Victoria, unde și la ce oră, ca să invităm pe cei interesați și pe această cale. Sigur că da, și chiar vă mulțumesc pentru oportunitate. Acest lucru se va întâmpla miercuri, 5 februarie, ora 17, în incinta Casei de Cultură, la bibliotecă. Perfect. Sunteți directoarea instituției clubului, sunteți și profesoară și directoarea clubului copiilor. Hai, lăudați clubul. Ce faceți pe acolo? Ce fac copiii? Cu ce se ocupă? Este un loc unde când vin 100% din plăcere. Nu e obligatoriu ca la școală să înscriu în cercurile cu care simt că rezonează, că le place. Ce mai e pe acolo? Ce faceți pe acolo? Nu cred că aș fi o măsură să-l laud, știți că laudați de sine nu aduce prea bine, dar acum unul dintre lucrurile concrete îl aveți în mâna dumneavoastră, absolut. Deci asta nu vorbește mai mult, știți, de multe ori nu ne dăm seama în ce zonă favorizată trăim și paravazându-l pe Cioran, aș spune pe mine Cioran că odată ce te-ai născut la munte, nimic altceva nu mai contează, totul e o mediocritate. Cred că aici m-am regăsit și eu foarte mult. E un oraș pe care îl iubesc, e un oraș din care nu m-aș muta, în care am încercat să mă valorific printre ei. Am încercat să creez, așa cum spunea un coleg de-al meu, un ecosistem acolo în care funcționăm foarte bine cu totul, și biotopul și biocenoza toate la un loc, ca să fac o comparație. Iar din acest punct de vedere, cred că am reușit. Avem un colectiv sudat la Clubul Copiilor Victoria, un colectiv care muncește mult, cu o diversitate de cercuri, avem 10 cercuri, unde copiii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani ne frecventează cu plăcere și, așa cum a spus și dumneavoastră, benevol, pentru că vin de plăcere. Cursurile aici nu sunt obligatorii, sunt facultative și noi încercăm ca abilitățile cu care vin, pentru că unii dintre ei vin cu anumite abilități native care le au, fie de comunicare, fie de sociale, fie în alt domeniu, astfel încât pe parcursul anilor în care vin la noi, în care studiază, să încercăm ca aceste abilități să fie perfecționate și într-un final să fie transformate în niște competențe care ulterior le pot fi utile în viață. Da. Numiți un pic cercurile pe care le aveți. Sunt convins că participați și la competiții interșcolare. Cu ce rezultate? Câți copii sunt? Funcționăm cu un număr de să particularizăm mai exact. Funcționăm cu un număr de 825 de elevi. Este un număr foarte mare, da. Este o sursă alternativă de petrecere a timpului liber și având în vedere că Victoria, din nefericire, oferă puține astfel de facilități copiilor, noi suntem un adevărat pol de atracție pentru ei. Cercurile sunt diverse, cuprind mai multe domenii culturale, sportive și tehnice, și v-aș enumera aici cercul de jocuri logice, informatică, cercul de design, de tenis de masă, muziologie, dans popular, dans modern și contemporan, orientare turistică, ecoturism, teatru și arta actorului, muzică vocală și instrumentală. Deci avem o paletă destul de largă pe care o oferim. Oricine poate găsi ceva să-i placă. Categoric, categoric. Important este să vină, suntem cu ușile deschise pentru oricine. Foarte frumos. Ei, acum, printre alte lucruri frumoase, am să vă provoc cu o întrebare, poate nu atât de plăcută. Ați spus că e vorba de o comunitate, de un loc binecuvântat. Totuși,
Ați prins și vremuri mai bune la Victoria, când știți economicul acela care este și locomotiva care trage, dar și piatra de gât la un moment dat care te trage în jos. Nu vă cuprinde așa o tristețe că vedeți în un oraș în care toată lumea parcă vrea numai să plece și parcă nimeni tânăr nu mai vine și parcă toți au gânduri să plece ori în țară, ori copiii care pleacă la facultăți sunt duși și nu se mai întorc, cei care poate vin numai o etapă în cariera lor, în viața lor. Nu vă spun că și Făgrașul este la fel. Poate dumneavoastră vă uitați la Victorinul la Făgraș, cum uităm la Brașov, că la voi că așa, că sunt mai multe, că sunt mai multe de găsit. Ei, nu e chiar așa. Drama asta micilor orașe nu vă întristează. Sunt convins că vă cuprinde și o tristețe când vă amintesc poate ce a fost o dată și ce poate fi comunitate. E frumos orașul, e peisajul, nu avem niciun merit în ala. Corect. Din potrivă, l-am urățit noi. Dar nu vă cuprinde așa tristețe din când în când când vedeți ce se întâmplă? Categoric. Nu știu dacă există vreun victorian care să nu fie cuprins de tristețe și de nostalgia anumitor vremuri. Problema este că trăim în alte vremuri. Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Trebuie să gândim un alt profil al orașului Victoria și asta dacă nu o facem împreună, toată comunitatea și dacă nu lucrăm la acest lucru ținând cont de fiecare om, începând de la micul antreprenori și nu ne ajutăm între noi, nu o să reușim acest lucru. Ar trebui să ținem cont că totuși Victoria a luat naștere ca fiind un oraș industrial, e monoindustrial ca și profil. Unul dintre cele mai tinere orașe din România, dacă nu chiar cel mai tânăr. Deci ăsta a fost profilul lui de bază. Important este să găsim o cale de comunicare între turism și mediu, pentru că eu așa văd dezvoltarea acestui oraș și promovarea lui ulterioară. Și cu un profil industrial care trebuie să rămână, dar în condițiile respectării anumitor norme ale mediului, pentru că așa cum spuneam, oraș industrial am fost din totdeauna, dar la care eu i-aș adăuga și un profil turistic, un profil turistic care depinde foarte mult de noi, de dezvoltarea unei infrastructuri în zona respectivă, pentru că degeaba încercăm acum să aducem turiști atâta timp cât infrastructura nu este dezvoltată. Okay. Din toate punctele astea de vedere, aici ar trebui să lucrăm toți. Eu cred că pe domeniul în care am competențe, asta fac. Încerc să fac cunoscut orașul Victoria din toate punctele de vedere prin prisma meseriei pe care o am și pentru că rămăsesem restantă la întrebarea dumneavoastră anterioară, la concursuri la Lăudat, vă spun că promovăm orașul Victoria prin concursuri și suntem singurul club din județul Brașov care are în calendarul Ministerului al activităților naționale, trei concursuri naționale. Este vorba de Concursul Național de Ecologie și Informatică Floare de Colț, care se află pe prima poziție, Concursul Național de Orientare Turistică Cupa Munților Făgăraș și Concursul Național de Teatru Bona Fortuna. Așadar, de trei ori pe an, Victoria devine un pol de atracție pentru toată țara, iar copiii din toată țara, începând din orașele foarte mari, ajung la Victoria. Și de multe ori, când reușim să obținem premii și să urcăm pe podium, ne simțim extrem de mândri că am concurat cu orașe foarte mari, gen Constanța, Iași, care nici n-au auzit de Victoria. Și considerăm că și acesta este un punct de plecare, un punct de promovare pe care putem să-l facem. Dacă fiecare în domeniul nostru am încercat să facem câte ceva pentru acest mic orășel, probabil că lucrurile s-ar schimba. Corect. Mici, dar hotărâți. Nasc și la Victoria oameni, da, normal. Da. Sunteți profesoară de geografie. Acum lăsăm și clubul copiilor, lăsăm și ghidul. De ce v-ați făcut profesoară de geografie? Și mi-a plăcut geografia și îmi place în continuare. De ce v-ați făcut, de-ați ales geografia? Nu știu, știți, când eram mai... În vremurile alea se intra foarte greu în partea asta. Erau foarte puține locuri. Țara vroia ingineri, vroia partea cu matematică. Partea se intra foarte greu, da. Să știți că când eram mai mică, am început să iubesc biologia foarte mult. Paradoxal, în geografie am avut o profesoară extraordinară în generală, cu care umblam peste tot, la toate olimpiadele, doamna profesoară Sucaciu, că mi-o amintesc cu mare drag.
Și de la am început să capăt așa un drag de a cunoaște plantele, de a cunoaște anumite lucruri. Eram micuță, lucram în laborator, la microscop, făceam disecții. Era o adevărată plăcere. Și ulterior, pe lângă această pasiune pe care am captat-o în generală, la liceu am început să prind drag din ce în ce mai mult de geografie. Am început să prind drag de munți, am început să prind drag de zona noastră și într-un final am ajuns la geografie. Citeam foarte mult, îmi plăcea foarte mult când eram mică și o stimez în mod deosebit, deși au trecut zeci și zeci de ani și nu mai există, pe Marie Curie, savanta noastră de origine poloneză, adică nu savanta noastră, o numesc a noastră, pentru că e apropiată de sufletul, de sufletul meu. Și mereu m-am gândit că dacă o femeie în vremurile acelea a reușit să facă și o facultate și a reușit să obțină două masterate și în fizică și în chimie, m-am regăsit, îmi plăcea un citat de al ei foarte mult, atunci nu știu dacă îl mai redau chiar exact, dar știu că avea ceva de genul că de fiecare dată când iese natură, se bucură de fiecare taină pe care o vede, pe care o simte. Eu eram foarte apropiat de lucrul ăsta, așa că orice ieșire în natură, orice comunicare cu asta, mă reînsuflețea. Aveam un alt suflu, eram o altă persoană. Și aceste sentimente le trăiesc și în prezent. Le trăiesc prin copii, le trăiesc prin ceea ce facem acolo, prin apropierea muntelui. Foarte frumos. Un loc în țara asta, în lumea asta, unde ați fost și v-a plăcut foarte mult? Poate să fie și mai multe, că nu e cu supărare. Nu e cu supărare. Locuri în țara asta sunt multe. Mai bine m-ați întrebat unde ne-am fost în țara asta. Ca să ați anticipat, dar nu vă las, pentru că era următoarea întrebare. Da. Da. Automat, prin meseria mea, am circulat absolut, cred că, prin toată țara asta, am străbătut aproape toți munții, am vizitat tot cam ce a fost de obiectiv turistic, natural, antropic, la vedere, cât și mai ascuns. Un loc foarte frumos pe care l-am simțit și foarte, foarte aproape de sufletul meu. Este zona munților Apuseni, enorm de mult, de zona Ciurileasa, unde de altfel am și un coleg. Poate că sunt obiective turistice naturale mai puțin cunoscute în zonă, dar vi le recomand cu toată căldura. De asemenea, am relaționat foarte bine în Maramureș, să știți. Maramureșul nostru vechi și istoric și copiii se simt de asemenea foarte, foarte bine, unde avem un parteneriat foarte prolific acolo cu Sighetul Marmației și Baia Mare. Așadar, am avut oportunitatea să cunoaștem și laturile secundare care nu sunt deschise turismului de toată ziua. Da, da, da. Și un loc unde v-ați dori să ajungeți și n-ați făcut-o încă? În România nu cred că mai am locuri unde mi-aș dori să ajung. Afară că nu ai niciun fel de problemă după 89. După 89, da. Mi-aș dori foarte mult și o să ajung. Asta cu care categoric o să ajung. Să văd sudul Asiei, mi-ar place foarte mult. Nepalul, India, Bangladeshul este o zonă pe care o altă cultură, un alt tip pe care mi-ar plăcea să-l studiez. Vă doresc să ajungeți și să veniți să ne povestiți și nouă cum a fost acolo. Suntem la final de emisiune și vă rog pe dumneavoastră să mai menționați încă data lansării, ca să încheiem așa cu un clopoțel pentru cei care sunt interesați și să vină să vadă acest ghid. Uite că și eu am uitat o chestie până la... Încă o problemă cu care se poate lovi cineva care să se închid. Cum ajunge el la destinatarul lui? Cum reușim să ajungă la îndemâna celor care vor să îl aibă, să-l cunoască, să știe ce e înăuntru? V-am spus, în prima fază, lansarea va fi mâine, încă o dată 5 februarie, Casa de Cultură, Orașul Victoria, ora 17, unde vom da primele 150 de exemplare gratuite, după care, până la crearea unui punct de informare turistică promis de Primăria Orașului Victoria, că se va concretiza, noi ne-am oferit serviciile, Clubul Copilor Victoria, să oferim acest ghid și să devenim punct de informare turistică până la soluționare, având în vedere că vreo
profesorii din club de la mine, o parte dintre ei vorbesc limbi străine. Totalizând numărul limbilor vorbite în clubul nostru, sunt 4 limbi străine. Am văzut că inclusiv rusă, vom putea oferi informații în aceste limbi turiștilor care ajung la noi. Și de asemenea, noi dorim, după cum am spus, să punem acest ghid și la dispoziția primăriei, cu completările ulterioare și cu informațiile pe care le mai au și ei pe site. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper să ne mai vedem ori la revenirea din voiajul din sudul Asiei, ori la o nouă ediție a ghidului revăzută. Și adăugită. Da, vă mulțumesc și cu mare drag o să vin oricând. Vă mulțumim și noi și vă urăm succes în tot ceea ce întreprindeți. Mulțumesc frumos. O zi frumoasă. A fost De ce se întâmplă, sunt Dan Ciucuiu, la bună vedere.